Carul alegoric de care vorbeau autoritățile a fost de fapt un camion deghizat. Chiar și așa, regele și o nimfa toamnei și-au intrat în rol, făcând cu mâna trecătorilor curioși. În urmă, trăsura lui Dincă Schileru cu lăutari și dansatoare care îndemnau la petrecere. Curioșii nu au trecut cu vederea nici caii țanțoși ce însoțeau ceata de panduri. Asta, carul ăsta alegoric cu astea toate, vreau și eu să le... Cum mi se par? Frumoase, bună inițiativă, bine că s-au gândit și ei noștri să facă așa ceva. Tot în acest weekend, la Târgu Jiu s-a gătit cel mai mare cazan de sarmale din România. Peste 10.000 de sarmăluțe în foi de varză au fost fierte chiar în centrul municipiului. Sarmalele au ajuns la copiii din plasament, însă recordul nu a fost omologat de Cartea Recordurilor, pentru că primăria nu a avut bani să plătească taxele. Cea mai mare oală de sarmale care s-a fiert vreodată în România, sunt acolo 10.000 de sarmale. Cât s-a muncit la ele? 2 zile aproape. S-a muncit mult la ele, dar numai ca să fie așezate, nu a durat 6 ore. Toate acțiunile au făcut parte din prima ediție a Festivalului Toamnei, care a înlocuit anul acesta Ziua Recoltei.